din partea polițistului de sector, care a invocat că vinde marfă de acasă, de la domiciliu. Eu am avut această percheziție din partea Inspectoratului de Poliție Râșcani, Poliția Economică, cum mai spune, care au ridicat marfa și mai apoi, prin judecată, mi-au returnat marfa înapoi, deoarece soțul deține patentă de antreprenor. Și mi-au ridicat marfă alimentară în sumă de 700 de lei. Deci când au venit Poliția Economică, nu am fost anunțați. Noi eram la serviciu și soțul și eu. Deci a fost luat soțul de la serviciu acasă, cu deasă l-a adus, luat marfa.